Bună dimineața și bine v-am găsit. Iată, în această dimineață, sincer, nici nu știu ce subiect să discut cu dumneavoastră sau ce ar trebui să discut cu dumneavoastră. Se pare că în dimineața asta sunt lipsit de idei și de discuții, lucru care, din păcate, e rău. Dar sper că în timp ce voi face această înregistrare să-mi vină una pe parcursul acestei înregistrări în care să vă pot provoca la anumite subiecte puțin mai plăcute, neplăcute, totul depinde de dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că ceva nu este în regulă cu mine, cel puțin în ultima vreme. Vă spuneam că mi-am propus să dau mai multă importanță copilului meu și să îi dau majoritatea timpului lui și să-l determin în așa fel încât să-i facă o deosebită plăcere de a vrea să învețe și de a deveni un copil super de deștept. Apropo de discuții, că vă spuneam și mai devreme că nu am un anume subiect, e bine, iată că se pare că am găsit unul. Aseară, pe la orele, nici nu știu mai exact, cam pe la 6 seara, da? Nu, mai mult un pic, pe la 10-11 așa, împreună cu soția mea și un alt prieten, am văzut de fapt pe Facebook o fotografie a unui copil exploatat chiar de propriul său tată, în care acel copil era obligat să învețe niște lucruri de genul să tragă de haltere și să devină cel mai musculos copil la o vârstă destul de fragedă. Reacția mea a fost una destul de negativă și neplăcută, pentru că am spus ce fel de părinte să fie acesta care își exploatează copilul sau își forțează copilul să facă ceva ce nu este normal și logic. Credeți-mă că după o scurtă perioadă mi-am propus și eu să fac același lucru, bine, nu să-l pun pe fiul meu să tragă de fiare sau chestii de genul ăsta, și să învețe să scrie, să învețe să citească, chestii de genul ăsta. E adevărat, are 4 ani, merge pe vârsta de 5 ani și mi-am propus de ceva vreme să-l determin pe fiul meu ca el să aibă plăcerea aceea nebună de a învăța să citească, de a învăța să scrie. E adevărat că știe să numere în engleză până la 10, știe să mă întrebe prima literă dintr-un anume cuvânt, cum ar fi telefon, T de la telefon, B de la bicicletă, chestii de genul ăsta. Adică vreau să vă spun toate aceste detalii ca dumneavoastră să vă faceți o idee și să știți despre ce vorbesc. Și în urma acestor lucruri, văzând în el această dorință de a învăța, mi-am propus să-l forțez în ghilimele să vrea și el să citească. Așa că am început la primul stadiu, prima parte din lecție, și aceea fiind liniuțe. Alaltă seara am făcut liniuțe cu el pe caiet, am reușit într-o oarecare măsură să fac asta pe un caiet, o pagină întreagă de linii mici și mari, oblice. În seara asta același lucru vreau să fac, numai că de această dată erau puțin mai diferite. Ce, din păcate, iertați-mă că virgulă continuă în felul ăsta, dar ce din partea cea proastă din această seară, adică m-a scos din sărite și m-am enervat foarte tare pentru faptul că n-am mai avut răbdare să-l învăț și n-am mai avut răbdare să
să-i explic, cu toate că îi explicasem de nu știu câte mii de ori, dar n-am mai avut răbdare până la capăt să-i explic că situația nu e așa cum prevede el sau cum vede el și că e momentul să-și dea seama. Am descoperit că efectiv fiul meu orică are o problemă vizuală prin vederea lui și cred că mai repede aș băga bine pe tot pe mine prin faptul că l-am lăsat foarte mult în fața laptopului unde el acolo intră și joacă anumite jocuri educative, recunosc, repet acest lucru. Deci educative, niciun caz jocuri din acelea cu bătăi, mașinuțe, nebunii din astea. Și cred că datorită acestui fapt că i-am permis să se joace cel mai mult la astfel de jocuri, cred că i-a cam scăzut vederea și nu mai poate să vadă liniile, nu mai putea vedea liniile după caiet și toate celelalte. Ori acest lucru m-a cam supărat și nu din cauza lui, repet, ci din cauza mea pentru faptul că l-am lăsat. Mai mult îi explicam, îi făcusem pe caiet niște punctaje unde, bineînțeles, acolo el trebuia să ducă o linie de la un punct la altul, de sus în jos. Deci, să fiu sincer, făcusem toate exact ca pentru un copil de 4 ani, în așa fel încât să-i fie ușor să facă acest lucru. Ori am spus, sunt mai multe variante, ori n-a vrut sau nu vrea sau nu e pregătit pentru așa ceva încă, ori are probleme cu vederea, în urma celor spuse de mai devreme, ori există ceva ce e din cauza mea, cum ar fi lipsa răbdării mele față de fiul meu. Întrebarea mea e din această dimineață, de fapt rugămintea mea din această dimineață, apropo, el e copilul, după cum bine vedeți, doarme. Întrebarea mea este dacă cumva eu exagerez prin faptul că am pretenții destul de mărețe față de un copil de 4 ani și 9 luni sau dacă este un lucru bun. Eu zic că din punctul meu de vedere că nu exagerez cu nimic, având în vedere că îmi doresc ca fiul meu să le știe aceste lucruri care normal și logic trebuie să le facă la grădiniță, ce se pare că din păcate acolo la grădiniță nimeni nu se ocupă de așa ceva decât îi lasă să se joace cu fel și fel de lucruri sau poate că am eu prea multe pretenții dintr-o dată. Nu știu, sper să nu exagerez cu nimic din ceea ce discut cu dumneavoastră și chiar vă rog și vă provoc din toată inima mea să încercați să îmi spuneți sau să mă sfătuiți. Chiar vă implor din suflet să veniți cu sfaturi și mai ales dacă sunteți profesori, educatori la copii de această vârstă, chiar vă implor să insistați cu sfaturi și să-mi spuneți dacă într-adevăr eu exagerez. Îmi pare rău că în acest moment chiar nu am acel caiet ca dumneavoastră să puteți vedea, să vedeți dacă într-adevăr caietul cu liniutele pe care le-a făcut Emanuel sunt într-adevăr bune, corecte sau ceea ce am încercat de fapt să fac cu el este ok sau nu. Caietul este de exact de tip 1 pentru copiii de clasa 1, pentru mai bine zis, pentru grupa pregătitoare. Da? Și am încercat acolo într-adevăr să fac aceste lucruri. Am să vă mai spun o chestie pe care sper să mă înțelegeți într-o oarecare măsură, încerc să mă motivez pentru ceea ce fac și sper ca într-o oarecare măsură nu vreau să sper că îmi dați dreptate, pentru că s-ar putea să într-adevăr să exagerez eu sau să nu. Ideea este că vreau dumneavoastră să spuneți asta. Fiul meu pe 28 mai 2011, scuzați-mă, a trecut printr-un accident destul de grav în care un dulap din pal a picat pe el și în urma acestui accident neplăcut
fiul meu a trebuit să meargă prin spitale, chestii de genul ăsta. Cert este că nu s-a întâmplat nimic, fiul meu nu are absolut nimic la cap, nu s-a întâmplat nimic, totul a revenit la normal, ba mai mult s-a descoperit că fiul meu are un creier de gând, de fapt creierul lui este exact egal de fapt a gândirea unui creier de copil de vârstă 7-8 ani. Mai mult, voința lui este la fel de mare și faptul că el este atras de chestii din acestea a dat, cum să zic, mi-a dat mie motivația de a dori să-i ofer mai mult decât ce trebuie să-i ofer unui copil de vârsta pe care v-am specificat-o mai devreme. Mai mult, doctorii, psihologii din București mi-au spus să-mi dau cât se poate de mult silința și să mă implic în viața copilului cât mai mult, cât mai mult posibil pentru a-l ajuta ca el să cunoască tot ce este posibil de cunoscut și să învețe tot ce este posibil de învățat. Asta e și motivul pentru care, sincer, eu mi-am propus să fac asta. Repet și îmi recunosc vina pentru faptul că, într-adevăr, nu mai am răbdare și mi-am pierdut răbdarea și am o atitudine cam exagerată față de fiul meu, trântind și enervându-mă pentru faptul că nu iese din prima ceea ce vreau. Lucru care, sincer, îmi recunosc vina și îmi cer mii de scuze, nu dumneavoastră, cât și fiului meu, în momentul în care va vedea acest clip, sunt convins că va auzi cuvintele mele și în momentul în care va fi mare, își va da seama aceea de ce le spuse în acest clip. Acum, rugămintea mea e să vă rog să mă ajutați și să fiți alături de mine în acest proiect de a-mi determina fiul sau de a face pentru fiul meu tot ce este posibil omenesc de a-l învăța și de a-l transforma un băiat destul de inteligent pentru că merită și de a-l face pe fiul meu să îi facă plăcere să învețe. Vă rog să-mi sugerați jocuri de genul acesta legate de acest subiect și eu vă promit că am să fac filmări sau am să fac tot ce este posibil ca dumneavoastră să vedeți că v-am ascultat sfaturile și că efectiv nu țin cont de ele. Vă mulțumesc din toată inima și mă bucur din tot sufletul că pot să fac acest lucru și că prin această oportunitate eu pot primi sfaturi din partea dumneavoastră și de ce nu mă veți ajuta. Vă rog din suflet să mă iertați dacă am greșit prin modul meu de exprimare. Recunosc că nici eu nu sunt departe și un alt motiv pentru care mi-am propus să fac asta e pentru faptul că și eu am nevoie de așa ceva și ăsta e un alt motiv pentru care îmi doresc ca fiul meu să învețe cât și eu. De asta și vă rog din suflet să veniți cu fel și fel de sfaturi, cu fel și fel de sugestii, în așa fel încât împreună cu fiul meu cât și eu să putem învăța și să devenim niște oameni destul de inteligenți și deștepți mental, da. Vă salut și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână cât se poate de frumos și să vă bucurați de viață, de tot ce înseamnă frumos în viața aceasta. Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc să aveți toate cele bune.